Sunt foarte fericit, cum să fiu. Nu mai am voce. Sunt puțin nervos pe oameni că nu ne-au lăsat să ne bucurăm. Sincer, n-am putut să ne luăm familie sale, dar totul e, o să ne bucurăm mâine și... Cum ai trăit meciul? Foarte mari emoții, am stat pe tunel acolo, nu mai știam cum să reacționez. La 2-0 eram puțin supărat, dar știam că putem să revenim și băieții au făcut un meci mare. A fost o presiune mare pe tine? A fost o presiune mare pe tine când ai putut să joci? Nu, mi-am pus-o singur, pentru că ce presiune să mai fie dacă sunt tribune, nu puteam să ajut cu nimic. Dar am făcut un an foarte bun. Toată echipa și s-a văzut lucrul acesta. Denis, iau-te, unde e medalia ta? La Mamaia, da? Ce înseamnă, doamnă? Ce să zic? Mare bucurie! Sunt și-a mai mândră acum? Foarte, foarte mândră. Am stat o săptămână în stres, până la meci, și când am văzut că se termină cu victoria lor... Dar mi-ai zis că îi bate. Da, ți-am zis că îi bat? Arătați-ne medalia acum. Echipa juca fotbal și am crezut că putem întoarce rezultatul și m-am bucurat că băieții au crezut și ei împreună cu Gică. N-a fost ușor, au dat dovadă de caracter încă o dată, iar această echipă merită toate felicitările noastre. Dar ce înseamnă CIP? Constanța merita o astfel de victorie. Astăzi sunt zilele orașului. Ne bucurăm să prelungim această bucurie a lor și mâine să ne petrecem din nou. Câte zile și câte nopți nu o să se dormă pe aici, prin Constanța? Cu siguranță astăzi seara nu se va dormi. Scriți pe acești băieți? Da, este o pagină din istoria Farului și cea mai importantă. Primul campionat al Farului Constanța. Merită toată aprecierea suporterii, echipa și nu în ultimul rând Gică Hagi. Ce înseamnă pentru tine să porți acest tricou? O mândrie, un vis devenit realitate. Nu m-am gândit că atât de repede vom ajunge campioni. Suntem fericiți și ne așteaptă, așa cum spunea și mai devreme, o încercare în Europa. Sperăm să o facem cu brio, vom reprezenta România cu mândrie. Se curgă șampanie. Da, va fi o seară frumoasă, o seară pe care trebuie să ne o facem așa de neuitat. Baie în mare? Cineva? Da? Faceți baie în mare? Pariu? Faceți cineva vreo baie în mare? Ne dai idei. Ceau, băi, seară bună!